socotelele lor nu vor ieși așa cum și-au propus și eu cred că Uniunea Social-Liberală va avea un cuvânt de spus, va demonstra că există unitate în țară și automat și în județul Argeș și eu cred că această unitate va fi demonstrată la alegerile din 2012. Referitor la unitatea Uniunii Social-Liberale la noi în județ, eu cred că ați văzut, am început conferințele de presă în comun. Joia viitoare vom avea din nou conferință în comun la sediul USL de la noi din județ. Așa cum am spus și la conferința de presă de joia trecută, până în prezent se pare că este singurul sediu USL din țară care funcționează și eu zic că funcționează corect. Există înțelegere. Noi am început discuțiile în teritoriu, unde, așa cum spuneam, până în septembrie trebuie să avem clarificat în fiecare localitate modul în care se va candida în 2012. Listă comună, listă separată, dar faptul că în acest moment lucrurile sunt foarte clare privind candidat la primărie din primul tur, deci așa, eu cred că și noi, Uniunea Social-Liberală, ne vom orienta către un candidat comun, atât pentru primărie, cât și pentru listă.